Fostul președinte Traian Băsescu are probleme de sănătate. A ajuns la spitalul militar cu gripă, însă doctorii se tem să nu apară complicații din cauza altor afecțiuni. Bancherul Ionuț Costa a fost localizat în Turcia. În țară, fostul președinte Alexis Benk are de executat 6 ani de închisoare. Iar fermerii francezi sunt gata să asedieze Parisul. Vor ca orașul să nu mai fie aprovizionat și în felul acesta să se facă auziți. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Fostul președinte Traian Băsescu a fost internat în secția de boli infecțioase a Spitalului Militar din Capitală. Ar fi ajuns acolo din cauza gripei, însă afecțiunile sale mai vechi au determinat pe medici să-l țină o vreme sub supraveghere. Surse apropiate de fostul șef de stat au declarat pentru știrile Pro TV că astăzi Traian Băsescu s-a simțit mai bine. Surse apropiate de fostul președinte spun că acesta acuză o stare de oboseală și vorbește cu dificultate. Medicii l-ar fi diagnosticat cu gripă, dar după ce l-au supus unor investigații, au decis să-l interneze. Tot potrivit apropiaților, Traian Băsescu ar avea și ateroscleroză, o boală cronică, ce presupune întărirea și îngustarea arterelor, ca urmare a depunerilor de grăsimi. În plus, ar avea și hipertensiune. În 2014, când încă era șef al statului, a fost diagnosticat și cu emfizem pulmonar, care are ca efect scăderea calității vieții, pentru că pacientul obosește foarte repede. Dacă sunt mai multe și dacă vorbim și de vârsta pacientului, înseamnă că e un pacient vulnerabil și în acest caz o infecție, cum este și în cazul virusurilor gripale, înseamnă un risc mult mai mare de apariția complicațiilor. E pacientul care trebuie să stea internat, chiar dacă nu are o formă severă în momentul inițial, pentru că are potențialul de a dezvolta și complicații ulterior. Ne-a luat și pe noi prin surprindere această evoluție și de aceea l-am contactat și am transmis că suntem cu toții cu gândurile alături de domnia sa. Îi urăm multă sănătate. Traian Băsescu a evitat să mai apară în spațiul public din septembrie 2021, când Parlamentul a adoptat legea în urma căreia foștii colaboratori ai securității își pierd privilegiile. În calitate de fost președinte al țării, avea dreptul la indemnizație, protecție din partea SPP și casă de protocol. După decizia Instanței Supreme din martie 2022, care a confirmat că fostul președinte a fost colaborator al securității, Băsescu a ajuns la un spital din Bruxelles. Deși au existat temeri că a suferit un atac vascular cerebral, medicii l-au diagnosticat cu atac de panică. Familia nu a comentat incidentul. În vârstă de 72 de ani, Traian Băsescu a mai fost operat în 2006 de hernie la un spital din Viena, iar un an mai târziu mergea tot la Spitalul Militar pentru o operație de tiroidă. Singura funcție pe care o are în prezent este cea de europarlamentar. Surse politice susțin că nu va mai candida pentru un nou mandat. A apărut testul de mare acuratețe care poate depista repede cancerul de creier. Când va ajunge la publicul larg și ce spun specialiștii, aflați în câteva momente. Au apărut informații noi în cazul morții bărbatului de 53 de ani, al cărui antebraț a fost găsit într-o pădure din județul Argeș. Fiul acestuia, care este și principalul suspect, a fost arestat. Individul ar fi indicat la audieri și un posibil complice care l-ar fi ajutat să scape de corpul celui ucis. Anchetatorii urmează să facă din nou căutări în zona în care au fost descoperite rămășițele. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. De ce v-ați omorât tatăl? Ce ați făcut cu corpul lui? Tânărul de 25 de ani le-ar fi mărturisit anchetatorilor că după crimă ar fi cerut ajutorul unui prieten ca să transporte trupul lui Sorin Ștefan Zoltan, tatăl său. El nu are nici mașină, nici permis. Ar fi lăsat corpul într-o râpă de pe culoarul Rucărbran, la 2 km de zona din Dragoslavele, județul Argeș, unde pe 8 decembrie a fost găsită mâna. Urmează să facem noi căutări, noi cercetări interne pentru a găsi și restul corpului, dacă mai poate fi găsit. Au fost găsite doar elemente de vestimentație, despre care, comparându-le cu poze ale victimei, s-a putut stabili cu un grad ridicat de certitudine că sunt ale victimei. Identitatea victimei a fost stabilită la scurt timp după descoperirea antebrațului. Amprentele figurau în baza de date a poliției. În 1999, bărbatul de 53 de ani ar fi fost cercetat pentru omor în Bosnia-Herțegovina. Apoi, în 2015, pentru tentativă de omor asupra soției sale, în România. De aici ar fi pornit și conflictele între tată și fiu, spun anchetatorii. Nu se înțelegeau și ar fi existat de mai multe ori certuri și bătăi în familie. Inculpatul ar fi spus că tatăl său, care consuma frecvent alcool, era agresiv, inclusiv cu sora lui mai mică, lucru pe care nu a putut să-l tolereze.
Familia ar fi locuit în Bosnia-Herțegovina vreme de 14 ani. Acum, tatăl și fiul stăteau într-o garsonieră din Brașov, unde ar fi fost săvârșită crima, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, anul trecut. România cere oficial extrădarea bancherului Ionuț Costea, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în același scandal de corupție care a dus la încarcerarea fostului ministru de finanțe, Sebastian Vlădescu. Cumnatul Mircea Joana este dat în urmărire internațională și a fost localizat în Turcia. În cazul lui Costea, judecătorii au decis să-i se confiște șpăgile primite, 2 milioane de euro și 3 milioane de lei. Ionuț Costea este pe lista fugarilor din mai anul trecut. Fost președinte al Exim Bank și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Costea a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. În dosarul șpăgilor de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București-Constanța. Doar că în momentul în care judecătorii în alte curți de casație au pronunțat decizia definitivă, Costea nu mai era în țară. Bancherul fugar Ionuț Costea ar fi fost reperat zilele trecute în Turcia, țară în care ar fi intrat potrivit ofițerilor Interpol de la Ankara în februarie anul trecut, cu 3 luni înainte să fie condamnat definitiv și chiar înainte ca pe numele lui să fie emis un mandat de executare a pedepsei, dar și mandatul european de arestare. Ministerul Justiției din Turcia a cerut instanțelor de la București să emită de urgență actele necesare pentru arestarea provizorie a condamnatului Ionuț Costea în vederea extrădării. Tribunalul București a dat undă verde procedurii, iar mandatul de executare a pedepsei a fost trimis la Ministerul Justiției pentru a fi transmis către Interpol Turcia. În aceste condiții este o chestiune de doar câteva zile până când Ionuț Costea ar putea ajunge în custodia poliției turce, iar după extrădare, procedură ce ar putea dura câteva luni, condamnatul ar putea scăpa fără să ispășească întreaga condamnare de 6 ani de detenție, pentru care 64 de ani, cumnatul lui Mircea Joana ar putea fi liberat condiționat după doar 2 ani petrecuți în spatele gratiilor. Condamnat în același dosar, fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu, s-a predat imediat ce a aflat că va avea de ispășit 7 ani și 4 luni de închisoare. Un șofer din Maramureș a fost prins de radar în timp ce gonea cu 230 de km pe oră pe autostrada din județul Arad. Avea 130 de km peste viteza legală, pentru că în acea zonă este o restricție de 100 de km pe oră. Tânărul de 29 de ani a rămas fără permis pentru 4 luni de zile și s-a ales și cu o amendă de 3.300 de lei. Polițiștii atrag atenția că viteza este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. După ce la începutul lunii o declarație a arhiepiscopului Tomisului legată între altele de fumători a dus la un scandal în Biserica Ortodoxă, înalt preasfințitul Teodosie s-a reîntors la subiect. Într-o emisiune la un post de radio, prelatul a spus că n-ar mai lăsa să slujească un preot care a împărtășit un fumător. Același Teodosie a afirmat recent că cei care fumează și femeile la menstruație nu pot să bea aghiazmă. Ce facem când duhovnicul nostru împărtășește pe toată lumea? Pe cine fumează, pe cine trăiește în concubinaj, zicând că el nu oprește pe nimeni de la potiri pentru că nu este el vrednic să facă aceasta? Da, este o irresponsabilitate. Feriți-vă de așa ceva. Sper că nu-i de la mine, că l-aș opri de la slujbă. S-a încheiat unul dintre cele mai de succes evenimente culturale din România. Este vorba despre expoziția Constantin Brâncuș de la Timișoara. Inclusiv în ultima zi s-a stat la coadă la intrare. În 4 luni, operele marelui sculptor au fost admirate de peste 130.000 de vizitatori. Astăzi, unii dintre ei au avut parte de o surpriză, un tur ghidat chiar de Doina Lemni, curatorul expoziției. Actul de desprindere de Rodin este acest sărut care se află la Craiova, pentru că este exact inversul sărutului lui Rodin. Unii dintre cei care au venit în ultima zi a expoziției să vadă operele lui Constantin Brâncuș și-au luat bilet în urmă cu o lună. Au fost din nou și persoane care și-au încercat norocul la intrare. Ce, dragi, cea mai apropiată care o am parte de aici. Cred că o singură dată în viață reușesc să vezi așa ceva. Am reușit în ultima zi. Ne bucurăm de ziua asta din plin. Au fost însă destui și cei care au văzut expoziția de mai multe ori. Am fost și ieri 6. Aș mai vedea-o de vreo 20 de ori. Pe parcursul celor 4 luni, peste 130.000 de vizitatori au reușit să admire operele lui Brâncuș. Au fost cu 50.000 mai mulți decât se așteptau organizatorii. Suntem copleșiți de reacția publicului. Cred că dacă existau de 2 ori mai multe bilete, de 2 ori mai mulți vizitatori ar fi existat. Pentru a fi posibilă expoziția, autoritățile județene au investit peste 2,5 milioane de euro în infrastructura Muzeului Național de Artă.
Astfel au adus clădirea la standardele cerute de muzeele care ne-au împrumutat operele. Ce zic eu că este un succes este faptul că noi am organizat-o într-un spațiu care nu era prea propice, adecvat expoziției, pe care l-am îmblânzit. Lumina, de fapt, apare doar pe sculptură, sunetul nu mai există și în momentul în care parcurgem expoziția, suntem, deși într-o sală plină de oameni, vedem doar lucrările în jurul nostru. În toamnă, Timișoara va găzdui încă un eveniment de anvergură. Pentru a pune bazele unui alt proiect, e vorba de Marele Caravaggio. La închiderea oficială a expoziției Brâncuș a fost prezent și guvernatorul Băncii Naționale. Mugur Isărescu a anunțat lansarea unei monede omagiale din argint. Faimoasa Mona Lisa a pățit-o din nou. După ce a primit o tartă în figură, acum două activiste au turnat supă pe geamul care protejează lucrarea. Ce l-a supărat, vă spunem în câteva momente. Când nimeni nu mai credea, iarna chiar s-a instalat cu zăpadă și frig, drept urmare, bocancii, gecile, fularele și căciulile care nu mai interesau pe nimeni prin decembrie, au acum mare trecere. Comercianții speră să recupereze din mers și să vândă tot ce au pe stoc, mai ales că, spun ei, iarna aceasta este mai apropiată de normal decât cele din ultimii 3-4 ani. Frigul din ultimele zile i-a împins pe oameni spre magazinele cu haine călduroase. Cum începutul iernii a fost blând, stocurile au rămas neatinse, așa că au avut pe alese. Eu i-am împlinit visului mamii, mi-am luat mai eu pe sub toate hanoracele și ciorapi și eșarfă. Confortul termic e mai important. Mai bine să-ți fie cald, să nu te bolnăvești decât neapărat să fii la modă. De altfel, vremea influențează mult vânzările. O singură zi rece, de exemplu, în mijlocul unei săptămâni calde, crește semnificativ interesul pentru încălțămintea și hainele groase, spun comercianții. Reacția este aproape instantanee, adică începe să plouă, vedem cum oamenii deja se uită după geci și după jachete. Începe să ningă cu atât mai mult, ghete și așa mai departe. Deci e vorba chiar de câteva ore, de cele mai multe ori. Vedem creșteri de în medie de 20%, 20 spre 30% versus anii anteriori. În acest magazin de articole sportive din capitală, de pildă, mănușile și căciurile au avut cel mai mare succes. Ne bucurăm că începutul de an este unul foarte bun. Avem zăpadă, avem părți deschise. Adulții în acest moment caută încălțăminte impermeabilă, jachetele și produsele de corp foarte mult, pentru că ajută ca prim strat călduros. Managerii confirmă că gerul din această lună le-a salvat vânzările, mai ales că în ultimii 3-4 ani iernile au fost mai mult primăveri. Din câte aproximez eu, s-ar putea, față de anul trecut, vânzările să fi crescut cu vreo 15%. Accesoriile s-au vândut foarte bine, mai ales cele termo, mai ales căciurile care erau mai groase și mai izolate, ca să spun așa. După Crăciun și după Revelion, într-adevăr, s-au făcut niște vânzări foarte bune, pentru că au intrat și reducerile și oamenii chiar au căutat haine groase. Mai ales că avem și un copil și atunci mănuși, fulare, esențiale, căciulă, de toate. Un echipament complet de iarnă, cu bluză groasă, pantaloni, colanți, maiou, geacă, fular, căciulă și bocanci, depășește 1500 de lei. A fost un weekend aglomerat la Târgul de Nunți organizat în capitală. Chiar dacă prețurile au urcat serios, mulți dintre viitorii miri se gândesc mai puțin la costuri când vine vorba despre cea mai frumoasă zi din viața lor de cuplu. Pentru cei care își permit, sunt destule oferte extravagante, de la rochii costisitoare, dar strălucitoare, până la destinații de vis pentru luna de miere. Este lucrată manual, are un sclipiș foarte discret. Toată broderia este lucrată și confecționată special la comandă pentru acest model și decorată. Iar aici sunt mii de cristale și mărgele cusute manual. Iată cea mai scumpă rochie de mireasă de la Târgul de Nunți. Costă 17.500 de lei. Trebuie să fie și un anumit cadru și un anumit salon. Este un eveniment mai regal, o mireasă care se vede și se simte într-adevăr o prințesă și care a visat să fie așa pentru ziua cea mare. Puține mirese probează însă o astfel de rochie. Majoritatea alocă între 7.000 și 8.000 de lei pentru ținută. Dar sunt și tinere care ar da oricât, cum este Alice. Îmi place că este foarte sclipicioasă și mă reprezintă mai mult. Și coronița? Cât mai mare. Odată poți să porți prințesă, nu la orice eveniment. Ai un buget? Nu, ce-mi place. Să fiu mulțumită.
Roxana și Cătălin au constatat la târg că planul făcut acasă nu seamănă cu ce au găsit. Orice îmi place. Fără limită. Fără limită. N-am nimic de comentat. Ea alege, ea plătește. Odată se mărit. Aveți un buget total? Nu prea se potrivește calculul de acasă cu cel din târg, da? Sunt mult mai scumpe față de anii trecuți. Ne adaptăm. N-avem ce să facem, că altfel nu este bine. Aici avem și cele mai scumpe bijuterii. Avem această brățară tenis cu diamante, din aur de 18 carate, undeva la 15.000 de lei. Avem și cercelușii și colierul, toate sunt din aur de 18 carate cu diamante. În privința meniului, unii miri chiar vor să își răsfețe invitații, așa că nu optează neapărat pentru specialități tradiționale. Sunt creveți, calamari, sigur că da, pentru bugete mai generoase servim inclusiv scoi Saint-Jacques. Pentru 100 de persoane, undeva la 2450 de euro plus TVA. După un astfel de eveniment, nici luna de miere nu poate fi una banală. Putem oferi atât un pachet standard, cât și ceva personalizat. Am avea în Santorini, unde sunt aceste camere care au și piscină privată. Pot începe de la 4-5.000 de euro de cuplu pentru 7 nopți de cazare. Târgul din acest weekend s-a încheiat, dar urmează și altele, până va începe sezonul nunților, undeva prin mai. Partidele de dreapta din Parlament și-au oficializat astăzi alianța. USR, Forța Dreptei și PMP au anunțat lista comună a candidaților pentru alegerile europarlamentare. Numai că alianța începe proiectul comun cu stângul. Instanța a transmis lui Eugen Toma că nu el este cel care conduce PMP. În octombrie anul trecut, magistrații Curții de Apel au decis că Eugen Tomac nu este președintele Partidului Mișcarea Populară. Acesta dăduse în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, care sistase subvenția, după ce a constatat că la vârful partidului este un litigiu legat de cine este la conducere. Și Eugen Tomac și fostul ministru Cristian Diaconescu se intitulează președinți ai formațiunii. Ștampila și sediu și toată activitatea este gestionată de un consiliu de conducere al PMP pe care îl reprezint eu. Și cei de la PNL au anunțat că se aliază cu PMP, dar au făcut referire la aripa condusă de Cristian Diaconescu. Cât privește ambițiile electorale ale Alianței Dreapta Unită, liderii acesteia se feresc să spună pe ce loc se vor clasa în primele alegeri din an sau să își asume un număr de mandate. Nu-mi place acest joc al chițibușerii pentru că îmi place să lucrez efectiv și să muncesc, nu să mă uit la, nu stai aici să bag un bilet pe Alianța Dreapta Unită, ci sunt aici ca să muncesc alături de colegii mei să dăm această alternativă României. Lista pentru europarlamentare a celor trei formațiuni este deschisă de fostul lider USR, Dan Barna, urmat de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, și europarlamentarul Eugen Tomac. Formațiunea lui Ludovic Orban ar vrea să o trimite la Bruxelles pe fosta ministră a muncii, Violeta Alexandru. Cele trei formațiuni se doresc o alternativă la actuala guvernare, iar printre obiectivele propuse ar fi ca românii care lucrează în străinătate să-și poată încasa pensiile în țară. Dreapta Unită vrea și o creștere a standardelor din sănătate și educație. Fermierii protestatari din Franța sunt gata să înceapă mâine după amiază un asediu al Parisului. Cel puțin 7 blocaje cu tractoare sunt prevăzute pe diferite rute importante de la intrarea în capitală. Anunțul a fost făcut de două dintre principalele sindicate care îi reprezintă pe nemulțumiți. Premierul a luat în considerare doar o parte din cele 122 de revendicări ale noastre, a declarat liderul unui sindicat agricol. Acesta a explicat, ideea este ca niciun camion de aprovizionare să nu poată intra în Paris destul timp, astfel încât penuria să poată fi simțită, iar noi să ne facem auziți. În aceste condiții, transportatorii români au fost sfătuiți să evite locurile unde vor fi blocaje și să caute rute ocolitoare. Între timp, la Louvre, două activiste pentru climă au împroșcat cu supă vitrina din sticlă care o protejează pe Mona Lisa, una dintre cele mai faimoase opere de artă ale lumii. Activistele purtau tricouri cu scrisul Riposta Alimentară, o campanie care militează pentru securitate socială și alimentație durabilă. Și au ținut să tragă un semnal de alarmă într-un moment în care în Franța au loc protestele fermierilor, care amenință pentru mâine cu blocarea principalelor căi de acces în Paris. Ferită de sticlă rezistentă anti-glonț, capodopera pictată de Leonardo da Vinci în secolul al XVI-lea, a scăpat neatinsă.
În 2022, aceeași vitrină protectoare a încasat o tartă cu cremă. O simplă analiză de sânge ar putea ajuta în curând pe medici să depisteze mai ușor cancerul de creier. Specialiștii britanici au dezvoltat un test cu acuratețe mare, mult mai la îndemână ca actuala metodă, biopsiile cerebrale, mai ales că, în general, tumorile sunt greu accesibile. Sarah Freeman și-a pierdut soțul la un an de la căsătorie. Jamie a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer cerebral și a murit la 10 luni după ce i-a fost descoperită boala. He was an incredibly funny, intelligent, very loved person. Așteptarea până la stabilirea unui diagnostic a fost cea mai grea, spune Sarah, mai ales că soțul ei avea un singur simptom îngrijorător, durerile constante de cap. We were made aware that it was very serious, so we were kind of under no illusion that it was going to be an easy ride. But that period of time, when I reflect on it, was probably one of the most difficult periods of his illness, just because of that feeling of not knowing what was going to happen. Jamie a fost diagnosticat cu un glioblastom, o formă foarte răspândită și periculoasă de cancer cerebral. Cercetătorii de la Imperial College din Londra au descoperit însă o nouă metodă de diagnosticare, cu ajutorul unui test care depistează în sânge marcării specifici acestei tumori. În prezent, pentru a diagnostica un astfel de cancer, medicii au nevoie de o biopsie cerebrală, care implică o intervenție chirurgicală la nivelul creierului. 40% of patients won't be able to have a surgical biopsy for a couple of reasons. One of those is the location of the brain tumor. It's in an area of the brain that it's just too risky for the neurosurgeon to access. And it's absolutely this group of patients for whom this test currently is going to really make a difference. Studiul celor de la Imperial College a inclus 31 de pacienți cu simptome asociate cancerului cerebral, precum dureri de cap, amețeli și slăbiciune pe o parte a corpului. Testul de sânge a depistat boala în 99% din cazuri. But before we get too carried away, it's important to point out that even the experts here at Imperial College concede it could be 2 years or perhaps longer before patients can actually benefit. If and when they eventually do, though, it could have a major impact on the diagnosis and the treatment of some of the deadliest forms of brain cancer. De Ziua Internațională a Holocaustului au fost organizate demonstrații pro-palestiniene în mai multe orașe europene. La Milano, spiritele s-au încins după ce manifestanții au încercat să rupă un cordon al forțelor de ordine. Jandarmii au apelat la bastoane și scuturi pentru a-i liniști pe demonstranții violenți. Și la Roma, autoritățile au interzis manifestațiile pro-palestiniene în ziua în care sunt comemorate victimele Holocaustului. Cu toate acestea, mii de oameni au nesocotit interdicția și au ieșit pe străzi în capitală, dar și în marile orașe din peninsulă. Demonstranții au fluturat steaguri palestiniene și au purtat pancarte pe care se putea citi „Opriți genocidul”. Vladimir Putin și-a repetat voința de a face totul pentru a eradica definitiv nazismul, motivul invocat de liderul de la Kremlin pentru atacarea Ucrainei. A acuzat însă și țările baltice că promovează rusofobia la nivel de stat. Agresia cu care s-a столкнулась сегодня наша страна прямо свидетельствует. Тогда в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Președintele rus a vorbit la ceremonia prin care s-au marcat 80 de ani de la sfârșitul asediului Leningradului în cel de-al doilea război mondial. Orașul redenumit Sankt Petersburg după destrămarea URSS este locul unde s-a născut Putin. Fratele său mai mare a fost ucis în timpul asediului. Mama sa aproape că a murit de foame, iar tatăl a fost rănit în apropiere de Leningrad. Acum Putin l-a avut drept musafir de onoare pe președintele Belarus, Alexander Lukashenko. Liderul de la Minsk a declarat la rândul lui că Rusia și Belarus sunt deschise la dialog dacă este respectat, cităm, adevărul celor întâmplate în a doua conflagrație mondială. Lukashenko nu a explicat la ce adevăr face referire. În pragul carnavalului care anul acesta îl va omagia pe Marco Polo, la Veneția au loc primele festivități. Măștile, perucile și costumele colorate au revenit în peisaj, iar astăzi a avut loc procesiunea cu bărci tradiționale pe Canal Grande.
spectaculoasa paradă acvatică de pe Canal Grande a culminat cu o explozie de confeti în fața podului Rialto. Baloane colorate au fost eliberate dintr-un pantegana, adică un șobolan de hârtie, purtat pe una dintre embarcațiuni. Questo è essere veneziani. Chi ama Venezia è veneziano. În cetatea dogilor au apărut primele măști și costume colorate, care au marcat începutul perioadei de precarnaval, pentru că startul oficial se dă pe 3 februarie. Crowds have so much energy, everyone's excited, there's so many cool costumes. Ci piace perché riteniamo che si aggiunga qualcosa a questa bellissima città. Cu tematica spre Orient, uimitoarea călătorie a lui Marco Polo, ediția din acest an este un omagiu adus faimosului explorator venețian, la 7 veacuri de la moartea lui. È partito da giovanissimo per un viaggio incredibile che lo ha portato verso le strade d'Oriente, arrivando a conoscere popoli e culture e provando avventure e disavventure incredibili per l'epoca. Noi vogliamo rivivere questo racconto che poi lui ci ha tramandato attraverso il libro Il Milione e vogliamo farlo attraverso il sogno. Carnavalul venețian, care atrage o mulțime de turiști an de an, urmează să se desfășoare până pe 13 februarie, data sărbătorii de Mardi Gras, care marchează ultima zi înainte de postul Paștelui. Mai multe cămile și zebre au fost protagonistele unui incident neobișnuit petrecut în Statele Unite. Animalele erau transportate spre un circ din statul Indiana, când camionul în care se aflau a luat foc. Șoferul a observat incendiul în timp ce rula pe autostradă, așa că a oprit și a chemat ajutoare. Doi polițiști au intervenit rapid și au eliberat cămilele. Agenții s-au intoxicat cu fum și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Necuvântătoarele însă au stat cu minți pe margine și chiar s-au delectat în liniște cu iarbă. Într-un târziu, un alt camion l-a transportat în siguranță la destinație. Cu 20 de punți, 7 piscine și 10 de restaurante, cea mai mare navă de croazieră din istorie a pornit în voiajul inaugural. Câți pasageri poate să transporte, vă spunem după o scurtă pauză. Icon of the Seas, cel mai mare vas de croazieră din lume, de 5 ori cât Titanicul, a pornit din Miami, Florida, în voiajul său inaugural. Nava, care aparține grupului Royal Caribbean, are 365 de metri lungime, 20 de punți și poate găzdui până la 7600 de pasageri. Pentru aceștia există 7 piscine, 6 tobogane acvatice și peste 40 de restaurante și baruri. Imensul vas, a cărui construcție a costat 2 miliarde de dolari, a început o croazieră de o săptămână cu escale în diferite insule din zonele tropicale. Însă nu lipsesc controversele, mai ales în legătură cu emisiile poluante. Nava este alimentată cu gaz natural lichefiat și va elibera în atmosferă mari cantități de metan, un gaz cu un efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon. Cu noutățile zilei din sport a venit alături de noi Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! A fost revelion în Giulești după victoria dramatică a Rapidului în derbiul cu Dinamo. Surpriza oltenilor pentru FCSB. Xavi i-a spus adio Barcelonei. Și un român este cel mai curajos campion mondial. Săritura lui de vis imediat la sport. A luat foc Giuleștiul după ce Rapid a bătut-o pe Dinamo în minutul 90. Cum au petrecut rapidiștii? Craiova, ultima șansă la titlu. Oltenii au scăpat de companie și o atacă pe FCSB fără niciun vârf. Șoc la Barcelona, Xavi a spus adio Barcei după ce a luat 5 acasă. Moldovenii au dat zăpada înainte să dea lovitura cu Cluj. Finalul a fost dramatic. Istorie la Australian Open, de la Halep la Sinner. Cahill l-a făcut mare și pe italian. Momente emoționante pe Anfield, la primul meci al lui Liverpool după ce Klopp și-a anunțat plecarea. Cei mai curajoși români au făcut valuri în Noua Zeelandă cu sărituri de vis. Popovici este campion mondial și coiotul mascotă vedetă în NBA după ce a vânat un liliac pe terenul de basket. Cât de frig o să fie în săptămâna ce vine, știe Iulia Pârla. Bună seara, Iulia! Bună seara, Oana! Bun găsit tuturor! Urmează două zile cu vreme rece și puține precipitații. Noaptea se lasă gerul în multe zone, iar în timpul zilei vor fi cel mult 6-7 grade. Temperaturile cresc la mijlocul săptămânii în dealurile sudice. Se ating 12 grade, însă în zonele cu ceață persistentă, maximele rămân la valori negative. Joi, să știți, se adună norii și apar ceva precipitații în jumătatea nordică. Dar vă spun mai multe imediat după sport. Iulia, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea și filmul Sărutul Dragonului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată tuturor!